Obiectivul Federației Ruse este capturarea completă a regiunii Donbass din estul Ucrainei, a reafirmat președintele rus Vladimir Putin la aproape o jumătate de ani de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei. În fața invitațiilor externe la un forum militar anual organizat în apropiere de Moscova, liderul de la Kremlin a susținut încă o dată că teritoriul regiunii Donbass este eliberat pas cu pas potrivit DPA preluată de Ager Press. În cadrul reuniunii au fost prezentate tancuri și rachete rusești, Putin lăudând companiile producătoare de arme rusești pentru faptul că echipa echipează forțele militare cu arme moderne care astăzi contribuie la victorie. Compania rusă de stat Rosoboron Export a subliniat că sancțiunile occidentale contra Moscovei nu afectează exporturile de echipament militar rusesc. Până la finele anului 2023, cinci sisteme de apărare S-400 vor fi livrate Indiei, a spus șeful Alexandru Mihaev. Totuși, directorul Serviciului Federal Rus pentru Cooperare Tehnico-Militară, Dmitri Shugaev, a recunoscut că s-au înregistrat anumite probleme logistice legate de evenimentele politice. Pe 24 februarie, Rusia a declanșat o agresiune militară nejustificată și neprovocată împotriva Ucrainei. Moscova susține că este vorba despre o operațiune militară specială de denazificare a țării vecine și de protejarea comunității rusofone din estul Ucrainei. Pentru a se putea apăra, Kievul se bazează în prezent mai ales pe livrările de armament greu dinspre Occident.